Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 2, și vom citi de la versetul 13 până la versetul 18. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață de sărbătoare și ca să-L putem înțelege avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea întotdeauna când citim Scriptura ne rugăm și invocăm prezența și lucrarea Duhului în mințile și inimile noastre, în adunarea noastră. Ne vom ruga toți în inimă, în Duhul nostru. Cu voce tare ne va conduce în rugăciune fratele Nelucreț, este în primul tronson aici jos. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Până aici cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca în casele noastre să nu fie nici țipăt, nici jale. Ne rugăm să fie mântuirea lui Dumnezeu peste casele noastre. Plecăm capetele și ne rugăm. Doamne, pentru că nu există nume sub soare dat oamenilor prin care să vină mântuirea decât numele Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, că ai venit în lumea noastră și ai venit ca să ne ierți păcatul și să ne dai o perspectivă veșnică a vieții noastre. Mulțumim, Doamne, că Tu ai venit ca să faci pace între Dumnezeu și oameni. Și mulțumim că fiecare dintre noi suntem beneficiarii acestei păci. Dar știm că îți dorești un lucru de la noi, un dar pe care am putea fiecare dintre noi să ți-l facem. Și acest lucru este însăși inima noastră. De aceea, în această dimineață, dorim ca fiecare dintre noi să ne facem o cercetare adâncă și să privim în inima noastră ceea ce este acolo. Și dacă sunt lucruri care ție nu-ți plac, ajută-ne, Doamne, să facem curățenie și să vii Tu cu lumina Ta. Fiecare dintre noi, Doamne, în această dimineață, avem capacitatea să ne cercetăm prin Duhul Tău cel Sfânt. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta. Fie ca în această dimineață cuvântul Tău să ne vorbească fiecăruia. Și în sensul acesta te rugăm să-l binecuvintezi pe fratele Paul și să-ți dai un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Evenimentele care au însoțit nașterea Domnului Iisus sunt prezentate în Evangheliile după Matei și după Luca, așa cum le-au văzut și le-au înțeles oamenii de atunci și le-au transmis nouă. Perspectiva nașterii Domnului Iisus în cele două evanghelii este o perspectivă de aici, de pe pământ. Așa cum s-au văzut lucrurile de pe pământ. În cartea Apocalipsa, nașterea Domnului Iisus Hristos este prezentată din perspectiva cerului. Așa cum s-au văzut lucrurile din cer. Și când ne uităm la cele două perspective, cea de pe pământ și cea din cer, înțelegem mult mai bine profunzimea, măreția, slava lui Dumnezeu și dragostea lui exprimate în nașterea Mântuitorului. Așa că în dimineața aceasta ne vom uita la nașterea Domnului din cele două perspective. Una de aici de jos, de pe pământ, și cealaltă din cer. Dacă ne-am uitat doar de pe pământ, am înțelege o parte a lucrurilor și nu întregul. Dacă ne-am uitat doar la perspectiva din cer, n-am înțelege detaliile lucrurilor de pe pământ.
Dar când cele două perspective sunt adunate la oaltă, imaginea este mult mai clară și mult mai completă. În dimineața aceasta ne vom uita la pasajul pe care l-am citit. Este un pasaj înspăimântător. Este vorba de măcelul pe care l-a poruncit împăratul Irod atunci când a aflat de la magii din răsărit că s-a născut Mesia și când n-a reușit să-l identifice, să-l găsească. Dacă ne-am uitat doar la imaginea de pe pământ și am încercat să ne explicăm ce s-a întâmplat, concluzia ar fi că avem de-a face cu un om dereglat, dezechilibrat psihic. Un om bolnav mental ca Irod. Un om care este măcinat de niște frământări patologice. Și în patologia lui, în nebunia lui, n-are limite. Dacă ne uităm însă din perspectiva cerului, înțelegem că n-a fost doar un nebun. Înțelegem că a fost un instrument în mâna unor puteri demonice nevăzute. Și ceea ce s-a întâmplat la Betleem a fost un atac demonic teribil asupra pământului. Ca să înțelegem mai bine acest lucru, vă invit să întoarcem în Scriptură, în Apocalipsa, la capitolul 12. Apocalipsa, la capitolul 12. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Imaginea din cer este înfiorătoare. Dacă în prima parte este ceva glorios, în partea următoare este ceva care ne înfioară. O femeie deosebită, însărcinată și s-a declanșat durerea nașterii. Și în timp ce femeia aceasta este în travaliu, în durerile nașterii, înaintea ei apare un monstru. Este un monstru înspăimântător, un balaur cu 7 capete, cu 10 coarne, cu 7 cununi împărătești pe cele 7 capete. Și apariția aceea înfiorătoare stă înaintea femeii ca să pândească momentul nașterii și să-i mănânce copilul. Care femeie ar vrea să nască în felul acesta? Care femeie și-ar dori o asemenea scenă la naștere? Ceva înspăimântător. Femeia a născut. Și interesant este că acel copil pe care l-a născut a fost mai tare decât balaurul. Preia conducerea istoriei. Cârmuiește popoarele. Și este înălțat la cer. Despre cine este vorba? Cine sunt aceste personaje? Ele sunt imaginile pe care cerul le proiectează ca să înțelegem ce se întâmplă pe pământ. Să înțelegem ce se întâmplă la nașterea Mântuitorului. Să înțelegem ce se întâmplă în lume. Ce se întâmplă în inimile noastre, în casele noastre, ce se întâmplă în popoarele lumii la ora actuală. Cine este balaurul acesta? Pe cine reprezintă personajul acesta sinistru,
înspăimântător. Ne explică textul în Apocalipsa 12, versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Monstrul acesta este imaginea pe care cerul i-o atribuie ca să ne ajute să înțelegem caracterul, natura, să înțelegem agenda. Monstrul acesta este diavolul. Șarpele cel vechi spune, diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. La nașterea Mântuitorului este prezent acest monstru. Cine este copilul? I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vom numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Copilul acela care se naște în acele împrejurări înspăimântătoare este Domnul și Mântuitorul nostru. Binecuvântat să fie numele. Nu doar în iesle, nu doar în grajd, nu doar într-un oraș care avea porțile închise pentru el, ci s-a născut în cea mai cumplită amenințare. Cine este femeia? Femeia aceasta, îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună cu 12 stele pe cap. Femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Sunt păreri diferite cu privire la identitatea acestei femei. Dar datorită faptului că Biblia se interpretează cu Biblia, în cartea Geneza, capitolul 37, Biblia ne spune că Iosif, unul dintre fiii lui Iacov, a avut un vis. Și în visul lui se făcea că soarele și luna și 11 stele au venit să se închine înaintea lui. Și tatălui, bătrânul Iacov, înțelege că este vorba despre familia aceasta care are un loc special în planul mesianic al lui Dumnezeu. Și această imagine reprezintă acea linie mesianică, acea linie în istoria omenirii prin care urma să vină Hristosul, după făgăduința lui Dumnezeu. După făgăduința lui Dumnezeu urma să vină Hristosul. Și femeia aceasta reprezintă această linie mesianică. Așa se văd lucrurile din cer. Acum, dacă așa se văd lucrurile din cer, dacă atunci când s-a născut Hristos este o asemenea amenințare, dacă monstrul acesta stă să pândească nașterea acestui copil, dacă vrea să-l distrugă, cum a început conflictul acesta? Care este originea? De unde anume a pornit această ură? Aflăm din nou în cartea Apocalipsa. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Totul a început în lumea nevăzută. Ne spune cuvântul că a avut loc un război în cer. Acest personaj numit diavolul și satana a fost unul dintre îngerii creați de Dumnezeu. El nu este un alt Dumnezeu. El este un înger creat de Dumnezeu.
din lumea nevăzută, din lumea angelică. Și Biblia ne spune că acest înger s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a Creatorului. A vrut să-L detroneze pe Dumnezeu. A vrut să-I ocupe locul. A vrut ca lumea să îi se închine Lui. Și pământul și cerul. Și răzvrătirea aceasta a tras o treime din numărul îngerilor creați de Dumnezeu. Și a fost un război în cer, în lumea nevăzută. Vă rog să rețineți că războiul acesta n-a luptat Dumnezeu însuși, ci a luptat o altă armată de îngeri sub comanda Arhanghelului Mihail. Și Arhanghelul Mihail, cu îngerii sfinți care au rămas de partea lui Dumnezeu, au biruit în războiul acesta spiritual. Și diavolul, satana și îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Atunci când au pierdut bătălia în cer, au fost aruncați din cer pe pământ. De aceea spune Biblia, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Atunci când a fost aruncat pe pământ, cerul a zis, vai de voi, cei de pe pământ. Și acum îl găsim pe pământ. Îl găsim în Geneza, capitolul 3. După ce a pierdut bătălia în cer, a ajuns pe pământ, ura lui s-a îndreptat împotriva ființei umane. S-a dus la primii oameni, la Adam și Eva. I-a înșelat pe primii oameni. I-a întors împotriva lui Dumnezeu. Le-a distrus fericirea eternă. Le-a distrus natura cu care au fost înzestrați de Dumnezeu la naștere. Le-a distrus viața și veșnicia. Și au fost blestemați și aruncați de Dumnezeu din Eden, din rai. Dar înainte de a-i izgoni din rai, Dumnezeu și-a arătat dragostea și bunătatea și măreția Lui. Și în ceea ce Dumnezeu a rostit atunci, împotriva omului, bărbat și femeie, împotriva șarpelui și împotriva pământului, Biblia spune așa, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între șarpe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrășmășie, dușmănie. Este o dușmănie ireconciliabilă. Este o dușmănie care nu poate fi oprită. Nu poate exista pace între Dumnezeu și diavolul. Nu poate exista pace între urmașii diavolului și urmașii Domnului. Este o dușmănie alimentată de cer rău. Și atunci când Biblia ne spune ce plan are Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, pentru omenirea care s-a răzvrătit, este un moment special în care din cer va veni Mântuitorul, va veni Răscumpărătorul, va veni cineva care să scoată omenirea de sub blestemul care a venit datorită păcatului și de sub robia și înșelătoria celui rău. Va veni cineva care va întoarce oamenii din nou la binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în cartea Geneza, capitolul 3, ni se spune, este sămânța femeii. Este cineva care se va naște într-un mod miraculos și fratele Doru a explicat aseară nașterea supranaturală prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Acum, citind Biblia, înțelegem că diavolul nu este nici atot știutor, nici atot prezent. Că planul acesta de mântuire al omenirii Dumnezeu l-a ținut tainic. A fost un secret al lui Dumnezeu pe care diavolul nu l-a știut. Diavolul a aflat doar atât cât se putea afla, dar n-a înțeles nici toată Scriptura și profețiile ei,
n-a înțeles nici planul tainic al lui Dumnezeu. Ba mai mult, apostolul Petru ne spune că îngerii sfinți al lui Dumnezeu erau deosebit de curioși să vadă cum va împlini Dumnezeu planul acesta. Și acum se împlinește planul. Undeva într-un sat nebăgat în seamă. Undeva într-o cetate uitată de lume și de istorie. Dumnezeu a văzut o fată fecioară, Dumnezeu a văzut logodnicul ei și Dumnezeu a hotărât să îl aducă pe Fiul lui în lumea noastră prin Fecioara Maria logodită cu Iosif, într-o naștere supranaturală, miraculoasă, cu îngerul Dumnezeu care vin în secret și planul lui Dumnezeu se desfășoară în secret și diavolul știe că Dumnezeu lucrează, dar nu știe unde și nu știe când. Și în Matei, capitolul 2, Irod este nu doar un conducător nebun, nu este un om care e măcinat de o ură teribilă față de oricine i-ar putea amenința privilegiile și puterea. Irod este un instrument în mâna diavolului. Și când magii de la răsărit vin să anunțe că planul lui Dumnezeu s-a înfăptuit, cel promis a venit și au venit din răsărit să se închine, să celebreze faptul că planul lui Dumnezeu este împlinit și omenirea are Mântuitor. Când Irod aude lucrul acesta, el este energizat și este controlat de diavolul și are un singur gând. Să-l omoare pe Mesia. Să-l omoare pe răscumpărătorul. Să lase omenirea fără mântuitor. Planul lui este să anuleze tot ceea ce Dumnezeu a hotărât în dragoste pentru noi. Într-o ură teribilă. Să-l omoare pe cel care a venit să aducă eliberarea și răscumpărarea. Și când află că s-a născut în Betleemul din Iudeea, diavolul nu știe exact unde e casa, nu știe exact unde sunt lucrurile și diavolul pândește acum și pândește ca să-l omoare. Și în planul lui, diavolul care este prezentat ca având 7 capete. De ce are 7 capete? Pentru că poate să ia identități multiple. Diavolul nu apare întotdeauna cu coarne, coadă și copite. Diavolul schimbă identitatea și își ia imagini și identități pe care le consideră potrivite ca să înșele și să distrugă. Și cu identitatea aceasta de împărat al iudeilor, cu identitatea aceasta de om care este înfiorător în comportamentul lui și în sufletul lui, diavolul acționează ca să nimicească planul lui Dumnezeu. Numai că un înger al Domnului îi spune lui Iosif, noaptea, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. Du-te în Egipt pentru că Irod are să caute pruncul să-l omoare. Și noaptea aceea Iosif se scoală, își ia copilul și o ia pe Maria și se duc în Egipt 100 de kilometri noaptea aceea, pornesc la drum. Irod, care la început a folosit viclenia, pozând în unul care ar fi interesat să se închine și el, își ia o altă identitate de monstru, care poruncește exterminarea tuturor copiilor de parte bărbătească din Betleem și împrejurimi. În dorința lui, în pornirea lui demonică, de a lăsa omenirea fără mântuitor, omoară pruncii de la 2 ani în jos, tot ce seamănă cu Hristos, tot ce seamănă cu pruncul Iisus, trebuie exterminat. Și Biblia spune că soldații lui Irod s-au dus și au luat casă după casă. Imaginează-ți să-ți intre cineva noaptea în casă. Te trezește din somn și în fața ta îți ia copilul și îl spântecă cu sabia.
Biblia spune, tragedia a fost teribilă. Un țipăt s-a auzit în Rama. A fost un țipăt teribil. Casă după casă au început să țipe în durere. De ce? Pentru că balaurul acela apocaliptic, balaurul acela care vrea să înșele întreaga lume, poate să omoare fără milă. Dar Biblia ne spune, nu s-a putut atinge de prunc. Nu s-a putut atinge de Mântuitorul. Mântuitorul nostru este Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele. Are toată puterea în cer și pe pământ. Dar dacă nu se poate atinge de El, se poate atinge de noi. Se poate atinge de tine și se poate atinge de mine. De aceea când ne uităm la balaurul acesta apocaliptic și când ne uităm la copilul care s-a născut și care a preluat controlul Universului, este la dreapta Tatălui în mărire, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. De El nu se poate atinge nimeni pentru care toată autoritatea și la cuvântul Lui tremură iadul. Dar balaurul acela se poate atinge de tine și de mine. Și Biblia ne spune că atunci când i-a eșuat planul de a-L omorâ pe Mesia, ne spune Apocalipsa capitolul 12 că atunci balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Pentru că nu i-a reușit planul să îl omoare pe Mântuitorul, să lase omenirea fără speranță, fără mântuire. Mânia lui este împotriva noastră. Mânia lui este împotriva celor care cred în Domnul și trec de partea Domnului. Ei devin ținta atacurilor celui rău. Și pentru că este un monstru cu 7 capete, atacurile lui sunt uneori subtile și invizibile, alteori sunt absolut înspăimântătoare și vizibile. Dar cele mai multe atacuri pe care le dă sunt subtile și invizibile. Este preocupat să dea târcoale și spune Apostolul Petru și Iacov că diavolul dă târcoale ca un leu, animal de pradă, care caută pe cine să înghită. Caută să înghită copiii, caută să înghită tineri, caută să înghită oameni în floarea vârstei, caută să înghită bătrâni. Este un animal de pradă leul. Și diavolul este asemănat cu balaurul acesta sau cu un leu de pradă care caută pe cine să ne norocească. N-a putut să ne ia mântuirea. Pentru că este mântuirea garantată de Dumnezeu. Dar vrea să ne ia credința. Vrea să ne ia umblarea în ascultare de Dumnezeu, vrea să ne ia mintea și inima, vrea să ne ia familia, vrea să ne ia copiii. Și atacă biserica, atacă familia, atacă copiii. Cele mai multe atacuri însă sunt subtile. Cei mai mulți copii nu sunt uciși astăzi ca și în Betleem sub porunca acestui om nebun. Cei mai mulți copii sunt uciși în fața ecranului. Cei mai mulți, vă rog să mă ascultați cu atenție, cei mai mulți copii sunt uciși în fața ecranului. Le ucide mintea și sufletul. Le dă imagini și informații. Le dă modele de viață și le dă idei. Le prezintă o lume din ce în ce mai demonică. Cei mai mulți copii sunt omorâți în fața noastră și noi credem că le facem un favor. Cei mai mulți tineri sunt omorâți cu muzica. O muzică demonică care a pus stăpânire pe lume. Și o ascultă până când înnebunesc. Cei mai mulți oameni sunt uciși în fața televizorului cu filme și cu emisiuni de tot felul. Și este un atac teribil a celui rău ca să ne distrugă viața. Uneori, atacurile sunt vizibile. Atacurile sunt vizibile asupra bisericii în persecuție, alteori atacurile sunt asupra familiei într-un mod brutal, alteori atacurile sunt asupra copiilor în mod brutal la școală, sau, așa cum știm din ultimii ani,
Atacul asupra familiei Bodnariu în Norvegia. Smulși copiii din familie. Atac asupra familiei Velcotă din Austria. Atac asupra familiei Furdui în Germania. Și sunt mii și mii de familii din alte popoare ale lumii a căror copii sunt smulși într-un mod brutal. Este balaurul acesta care vrea să ne distrugă viața. Vrea să ne fure copiii. Uneori invizibil, imperceptibil, dar extrem de periculos și eficient. Alteori într-un mod brutal. Ce facem noi în vremea aceasta? Ce facem noi în fața acestei realități văzute din cer? Cei mai mulți nu facem nimic. Cei mai mulți nu facem nimic. E o afirmație extrem de tristă. Cei mai mulți nu facem nimic. Pasăm responsabilitatea. De la unul la altul, de la tată la mamă, de la mamă la tată, de la părinți la bunici, de la bunici la părinți, de la familie la școală, de la școală la familie, de la biserică la familie, de la familie la biserică. Ne aruncăm responsabilitatea, dar cei mai mulți nu facem nimica. Când ne sunt atacate familiile și copiii, cei mai mulți ne ducem nepăsători. Alteori, facem ceva formal de pe vârful limbii. O rugăciune din aceasta care n-ajunge nici până la tavan. Pentru că ea nu este însoțită de acea frângere înaintea lui Dumnezeu că ne sunt copiii în primejdie, că ne sunt familiile absolut devastate. Rugăciuni cu limbaj de lemn, doar ca să fie făcută. Alteori ne trezim. Alteori ne trezim. Am văzut părinți care s-au aruncat cu fața la pământ și au plâns în hohote, spunând: Doamne, ce rău mi-a distrus mintea copilului. Am văzut copii care s-au dus în nebunia lor și părinți care s-au frânt și au strigat. Am văzut când familia Bodnariu și-a pierdut copiii. Zeci de mii de oameni din multe țări ale lumii s-au trezit. Vă aduceți aminte? Am strigat către Dumnezeu pentru familia aceasta și Dumnezeu s-a îndurat și le-a dat biruință, copiii s-au întors acasă. O, e adevărat că a trebuit să fugă din Norvegia în România, dar sunt cu copiii lângă ei. Ne-am trezit când au fost luați copiii familiei Velcotă și ne-am rugat din nou mii și mii de oameni și Dumnezeu s-a îndurat și copiii sunt acasă. Acum e vremea în care ne trezim din nou pentru familia Furdui. Le-au fost luați copiii și împrăștiați. Unii dintre ei sunt în case în care sunt șoareci și șobolani. Dar celor care le-au furat copiii nu le pasă. Pentru că în spate este ceva demonic care vrea să distrugă. Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu a lăsat omenirea sub acest atac demonic cumplit, ei l-au biruit. Dumnezeu le-a dat celor de pe pământ resursele de biruință. Dumnezeu ne-a lăsat în această luptă și ne-a dat resursele ca să biruim. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Ne-a dat Dumnezeu biruința. Biruința este în jertfa copilului care s-a născut în lumea noastră și a biruit balaurul. Este în biruința celui care a strigat, s-a isprăvit. Și când s-a isprăvit, biruința lui asupra iadului, asupra diavolului, asupra păcatului, asupra morții, asupra lumii, ne este oferită nouă. În numele lui avem biruința. Și el ne-a spus: îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Balaurul apocaliptic, copilul din cer și copiii noștri. Cât sunt de protejați copiii noștri? Sub ce protecție i-am așezat?
Cât este de protejată casa noastră? Sub ce protecție este așezată? Cât este de protejată viața noastră? Sufletul nostru. Sub a cui protecție este sufletul nostru? Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? În noaptea în care s-a născut Mântuitorul, în noaptea aceea glorioasă, în noaptea aceea când Dumnezeu l-a luat pe diavolul prin surprindere și a luat toate forțele demonice prin surprindere, în noaptea aceea cerul a celebrat. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace, pacea lui Dumnezeu pe pământ între oameni plăcuți lui. Am spus și aseară, ceea ce este tradus la noi o mulțime de oaste cerească, în original este o armată imensă. Garda de onoare a cerului a apărut pe firmament și a dat slavă lui Dumnezeu că planul lui a biruit, amin. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte. Și pentru că este slăvit Dumnezeu că a biruit planul de mântuire, pacea lui Dumnezeu este dată pământului. Pacea lui Dumnezeu atunci când venim prin credință la Fiul Lui, atunci când spunem, Doamne, veni de lumea noastră să ne scoți, să ne mântuiești. Și Evanghelistul Ioan așează lucrurile în următoarea frază. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Au refuzat ce oferă Dumnezeu. E cumplit. Mântuirea oferită de Dumnezeu în fața acestui monstru, în fața iadului, este respinsă. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia lor sau din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. A venit la ai săi. Și astăzi a venit la ai săi. Și astăzi a venit la noi. L-ai primit? Ai intrat sub protecția Lui? Ești protejat de Cel care are toată puterea în cer și pe pământ? Sufletul tău? Casa ta? Copiii tăi? Viața și veșnicia? Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Uită-te la viața ta din perspectiva cerului și înaintea casei tale și înaintea copiilor tăi și înaintea sufletului tău este acel monstru apocaliptic care vrea să te nenorocească. A venit cuprins de o mânie mare, știind că mai are puțină vreme și dă târcoale ca să distrugă. Nu poate fi un om mai vulnerabil decât singur în fața unui asemenea monstru. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului ne asigură că Dumnezeu ne-a dat protecție. Dumnezeu ne-a dat un Mântuitor. Dumnezeu ne-a dat ocazia să intrăm sub autoritatea Lui și protecția Lui și să primim binecuvântarea Lui Dumnezeu. A venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Se potrivește fraza aceasta în dreptul inimii tale? Uită-te cu atenție la inima ta. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Născuți din cer, născuți miraculos prin Duhul Sfânt, o naștere specială, o naștere spirituală. Și protejați de Cel care este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Te numeri între aceștia? Din cer
se vede inima fiecăruia dintre noi. Așa cum nu se vede de pe pământ. Dumnezeu se uită la inima mea și la inima ta. Și Dumnezeu știe ce hotărâm în inima noastră, în adânc și taină. Noi ne rugăm din toată inima și cu toată credința și spunem, Doamne, biruiește în fiecare inimă. La sărbătoarea nașterii Mântuitorului, lasă să vină ploaia mântuirii peste fiecare inimă. În amenințările vremii de acum, te rugăm, lasă protecția ta peste noi și casele noastre. În rătăcirea de acum, lasă lumina cerului să lumineze fiecare minte. Și în împietrirea vremii de acum, Doamne, te rugăm, despetrește inimii. Ne rugăm pentru toți aceia care suntem sub protecția numelui Domnului nostru Iisus Hristos, a jertfei Lui. Dă-ne harul să rămânem credincioși până la capăt. Dar te rugăm să pui în noi pasiune de a lupta în rugăciune și post pentru mântuirea celor de lângă noi. Dacă sunt în casele noastre, Doamne, îndură-te! Îndură-te și adu-i eliberare în casele noastre. Dacă sunt prieteni și cunoscuți ai noștri, ascultă-ne rugăciunea pentru ei. Dacă sunt în locul acesta sau ne urmăresc online, Doamne, fă să fie ziua în care inima lor se deschide pentru Hristos Domnul. Lasă, Doamne, să fie un ceas al mântuirii. Pentru că ai venit la noi, nu vrem să rămâi afară, ci spunem, Doamne, vină în inima noastră și te rugăm să rămâi acolo Domn și Mântuitor. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Acum este vorba de inima ta. E un balaur care vrea să-ți mănânce Crăciunul. E un balaur care vrea să-ți mănânce viața și veșnicia. E un monstru care vrea să te nenorocească aici și pentru totdeauna. E un mântuitor glorios care s-a născut. A venit în lumea noastră și a biruit și este la dreapta Tatălui în glorie. Și de acolo îți oferă mântuirea. Alege. Alege. Este și un moment al alegerii. Și Mântuitorul a spus, veniți la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Dacă ești gata să îți deschizi inima, înalți o rugăciune. Spune-i Domnului, așa cum este inima ta și viața ta, mărturisește-i starea ta și cere iertare. Și bucură-te că este un Mântuitor care nu obosește iertând. Și spune-i, Doamne, vreau să intru sub autoritatea ta și ocrotirea ta. Vreau să intru sub protecția ta și să am parte de mântuirea ta. Vino, Doamne Iisuse, în inima mea. Vino, Doamne, și mântuiește-mă. Dacă aceasta este dorința și decizia inimii tale, pe lângă rugăciunea din inimă, am să te mai rog ceva. Să exprim și în afară printr-o mână ridicată și vom începe cu cei de la balcon. La balcon, dacă este cineva, adică mâna sus și exprimă mâna aceea ridicată, faptul că ai trecut de partea Domnului și strigi din toată inima, să vă binecuvinteze Domnul. Dar v-am văzut, dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea, să vă binecuvinteze Domnul, v-am văzut și pe dumneavoastră. Dacă mai sunt alții la balcon, acolo unde ești, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Jos aici în sală dacă este cineva, adică mâna sus și prin mâna ta ridicată, exprim faptul că treci de partea Domnului. Dacă este cineva aici jos, mâna ta ridicată este exprimarea în afară a rugăciunii din inimă. Poate că ești în sala de nunți sau pe hol. Poate că ne urmărești pe internet, online, acolo unde ești. E ziua în care Îngerul a spus, vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.